Bun, de se pare că vă plictisiți, atunci haideți să ne uităm împreună la niște TikTok-uri cringe, amuzante din România. What? Asta și eu, de ce am apărut eu? De ce? Băi, dar cum îmi făcea mâna aia și era ruptă, băi, da, un pic cringe, sincer, TikTok-ul ăsta, dar vă jur, bă, l-am făcut în maxim 20 de secunde și l-am postat și efectiv a făcut undeva la 1,5 milioane de vizualizări, băi, deci ireal. Și când mă chinui să fac un TikTok sau să fac ceva, bă, face 10 vizualizări, știi, bun? După fotbal și răsplată. Aia zic, băiatul meu. Animal cu A, anvelopă. Haide. Animal cu A, anvelopă. Sau cum? Care era? Domnișoară drăguță blondă îmi zice: mă băiatule, dacă îmi dai jos chiloței și îmi dai o palmă la fund, îți fac 5 scop cafea bună. Ce foarte nebună, credea că-i chef. Ceva mă? Glumă. Stai să deschid geamul ăștia să intre gluma sau... Ce uzat. Acel moment când stai la cămin și îți faci prieteni, what the fuck, bă, asta se joacă cu șobolanii, nu, băi, nu se poate așa ceva, ești nebun? Mi-a zis maică ta că te-ai bătut azi cu cineva la școală, e adevărat? Da, tată, e adevărat. Pentru asta te-am trimis la școală? L-ai bătut? Da, normal că l-am bătut. Bine, bă, băiatule, bine, cum e, da? E da cum te-a învățat de tine. Exact cum m-ai învățat. Stângă, dreaptă și genunchi. Bă, true, cred că da. Cred că așa o să fiu și eu ca tată, sincer. Intră în apa mării, prințeții sirene, hai să vezi să noți și nu te teme. Cine ești? Handa Gogan. Băi, deci Imogen mi se pare, bă, prea mult haz, bă, prea mult haz. Da, mă, normal că am vorbit cu Ana, s-a dus la o prietenă, că e seara fetelor, a zis, nebun, ce drept. Ei să nu o deranjezi, am încredere în ea. Am încredere în ea și ai înconjurat-o de 15. De ce naiba ai vrea să ai numele scris pe lunetă, să te înjure lumea în trafic pe nume? Da, mă, Timotei. Lăză de burduf în coajă de beat și-a lingură de Nutella și acum e contopin. Băi, n-am înțeles nimic nicio de sfata asta, băi, brânză de burduf cu Nutella contopit, magie. N-am înțeles nimic. Oh, uite-o și pe fata noastră, Gio. TikTok-ul ăsta l-am făcut și eu. Vai, Gio, dar ce vrei să insinuezi? Că bei alcool? Hă? Bei alcool? Atunci când faci bradul la Olten, mâncați așa. La Olten, da. O rupim! Sau în Craiova, ești nebun? Dacă vă uitați acolo în stânga, vedeți bărbatul cu cea mai mare pulă. Uite acolo. Aici. Bravo, fra, bravo. Înaintați. Te pup. Eu nu mă cred important. Scuză-mă că spun, dar tu nu dai importanță. Și asta mă face mult mai șmecher decât eram deja. Mi-am făcut cu ochiul. M-am rușinat, Cristi. Cristi, stai, Cristi. Cu atâta atitudine că ne omori, Cristi. Să vedem care este mai TikToker twin. Să fie Charlie. Cabile, de ce nu mi-a dat-o fraților pe Charlie? Că ea-i mai știu. What? Bă, da, uitați-vă, dar chiar se potrivește oarecum cu fața lui. O vreau pe Charlie. Cabile. Oh, uite aici are un TikTok cu Gami. Mereu arăți așa. Vezi că e ținut aparatul invers. Nu invers, Cristi. De ce zice că e invers? Pur și simplu, dacă se referă la chestia asta, aici trebuie să vină microfonul. Să știți că mie nu-mi place tipul de content pe care propune. Drept urmare, am și refuzat propunerea de colaborare. Și la scurt timp a făcut iubita lui TikTok cu sunetul Takabout și era și el, dar nu știu dacă a folosit sunetul doar pentru că l-a refuzat. Mi-a propus să-i promovez filmul și i-am spus că nu. Și mi-a spus că nu e problemă de bani. Și i-am spus că nu asta contează, nu asta era relevant, pentru că nu mi-a plăcut ideea filmului, de asta nu i-am acceptat propunerea. Adică dacă nu-mi place ideea sau contentul, nu am cum să promovez. Băi, Cristi, ăsta refuză pe toată lumea, să moară băieții mei. M-a refuzat și pe mine și pe mai mulți prieteni pentru că am vrut să facem vloguri cu el. Băi, și nu a vrut nebunul să apară în vlogurile noastre. Dar dacă nu a vrut nici la Shelly, nici măcar plătit nu a vrut să apară la Shelly, bă, atunci înseamnă că Cristi este un caracter foarte puternic și știe să spună nu. Și ai zis că pentru 1 februarie poți să filmezi video că e făcut casa. Da, pentru 1 februarie, ia, și acum filmezi, ia, zici ceva abonaților. Salut vlog!
Așa, frate, te pup. Băi, sincer, mai mă sună abonații, pentru că numărul meu este peste tot pe internet. Și le mai răspund, mă, să mai întreb ce mai fac, cum mai ies, cum merge școala. Că îmi place să vorbesc cu ei. Îmi place foarte mult de Bella, îmi place nutele ei și îmi place mișcările gen Shakira. Oh baby, come to me, Shakira. Oh, Shakira, yeah! Nu le cât atât. Dacă vine războiul, sunt tank rusesc. Aia zic, Cristi, aia zic, ești bombă. Aveți grijă. Avem grijă. Sunt mai mult decât atât. Ha, ce gangare, ha, ce bomba cu ceai. Ceai, fă nebună. Și că ai culesul zici cu fața. glumesc. Băi, bună asta, ai culesul zici cu fața. Ce faci, Lilico? Te bronzezi? Mergi treaba. Hai că mai avem vreo 3 hectare și terminăm și noi. Uite, băi, fată muncitoare, băi, fată care muncește, băi, și nu este rușine să arate că muncește, băi. Da, apreciez. Mamă, grătarul vere, grătarul, bă, carnea ești nebun, s-o dus, bă. Ia să vedem ce fac aici, băieții. Bif. Băi, cât de bună e gluma asta, băi, jur, cât de bună e gluma asta. Vreau să o fac și o să o fac. Vrei să stau în capac? Ia, scos telescopica. Dar unde-și, mă, la pești? Ia, uite-l pe ăsta, mă. Da, s-a fost amazat, s-a chiar fost amazat. Deci, POV, ești la cabană, mergi să te pui la somn și treci pe lângă baie. Frate. Bagă, dar cum să bag aici în găurică, ești prost? Să-mi bag p***. În stare asta. Haide, p***. Mamă, man. Vezi că mamă, Black Label, man. Curge pe lângă. Haide. Băi, deci cât de amuzat mi se pare sound-ul ăsta, băi. N-ai cum. Ce faci, Ray? Ce faci? Uf, doamne. M-am setul ăla. Demuca asta. Crea? Este doar de muncă? Hey! Nu cred că există român în viața asta care să nu meargă oriunde în afară și să învețe străinii să vorbească sau să înjure în română, jur. Am și o întrebare, cum se numește filmul acela cu Van Damme, de se duce Van Damme la mafioți și le zice come on, motherfucker, come on, și le dă șpagate în gură și nas de le curge sângele. Come on, motherfucker, come on. Și până una alta, băi, frățiorii mei, scrieți în comentarii dacă vreți să faceți meme-uri cu mine sau cu prietenii mei din cartier sau cu toți vlogurile la care vreți să reacționăm împreună și să apăreți, bineînțeles, într-un videoclip. O să facem un topic pe Reddit, dar scrieți în comentarii dacă vreți să facem asta. Și cam atât a fost, băi, frățiorii mei, și cu reacția asta. Ne auzim mâine la ora 5:30, care ferată. Vă pup și vă iubesc, bye bye.